pentru că ploile nu puteau lua o pauză chiar atât de mare, iar soarele ne-a fost aliat toată săptămâna trecută. De astăzi se anunță precipitații pe aproape tot teritoriul țării. Deși ploioasă, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. Lapovița și Nisoara vor reveni la munte, unde și vântul va sufla mai puternic. Vor fi și condiții de polei. Să vedem cu ce grade vom fi întâmpinați prin țară. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde spre deosebire de săptămâna trecută, când vremea era destul de bună, de astăzi vor reveni ploile. Va ploua atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 8 și 9 grade. Norii vor fi activi și pe teritoriul Crișanei. Ei vor aduce precipitații pe tot parcursul zilei, atât în Oradea cât și în Arad. Vestea bună este că avem temperaturi ridicate pentru această perioadă. Maxima zilei se va încadra între 10 și 11 grade. Și bănățenii vor avea nevoie de umbrele astăzi, atât în Timișoara cât și în Reșița. După cum vedem, un cer acoperit de nori, avem ceva intensificări ale vântului spre seară, iar temperatura maximă se va încadra între 12 și 13 grade. Săptămâna trecută lăudam vremea foarte frumoasă de pe teritoriul Olteniei. Ei bine, astăzi, după cum vedem, cer acoperit de nori, precipitații pe aproape tot teritoriul, maxima zilei se va încadra între 9 și 11 grade. În Transilvania avem parte și de ceva raze de soare în partea de sud-est a teritoriului, atât în Brașov cât și în Sfântul Gheorghe, dar după cum vedem și aici ploile câștigă, vremea închisă. Avem în Miercurea Ciuc 6 grade, 8 grade în Târgu Murești, 10 grade vor fi astăzi atât în Brașov cât și în Sfântul Gheorghe. În Moldova nu vom scăpa de ploi, de asemenea după spusele meteorologilor și după cum vedem pe hartă, vreme mohorâtă și ploioasă pe tot teritoriul cu următoarele temperaturi: 2 grade în Suceava, Piatra Neamț, 6 grade în Galați. După cum vedem, în Moldova temperaturile nu au crescut atât de mult ca în restul țării. În Dobrogea avem astăzi parte de o vreme destul de bună în Constanța, un cer variabil spre senin, precipitații însă în Tulcea cu următoarele temperaturi: 8 grade în Tulcea, o temperatură frumoasă de 12 grade în Constanța. În Muntenia vremea va fi predominant frumoasă astăzi, după cum vedem pe hartă, deși avem ceva norări în nordul teritoriului, atât în Ploiești cât și în Buzău, dar și în sud. În Alexandria temperaturile vor fi bune, avem 7 grade în Slobozia, 11 în Ploiești, 12 grade vor fi astăzi în Târgoviște. În capitală de dimineață se înregistrau 3 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 9 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi acoperit de nori și va ploa, așa că nu vă uitați umbrelele acasă. Cam atât despre starea vremii, să aveți o zi frumoasă de tot!